În același timp, parcă în ultima perioadă, din ce în ce mai multe familii se despart. Păi, din ce în ce mai multe familii parcă se separă. Eu am mai spus lucrul ăsta. Zic, înainte, orice, dacă se rupea papucii, duceai la cizmar, ți-i repara. Ciorapii îi cârpeai, haina o cârpeai, orice se repara. Acum toate sunt de unică folosință. Deci atunci, dacă te certai cu nevasta, găseai o cale, te împăcai, te duceai la părinți, îi spuneai, vă mai ciondăneau aceia, băi, împăcați-vă, te duceai la preot, discutai. Deci se găseau o cale și te împăcai. Acum s-o rup ciorapii, ai aruncat la coș, s-o rup papucii, ai aruncat, nu mai există cizmari sau croitori. Toate se aruncă, te-ai certat cu nevasta, o arunci, de unică folosință toate. Deci noi am început permanent să fim egoiști. Doar la noi să ne gândim. M-am certat, n-a decât să ducă, s-a terminat.